Înaintea întâlnirii propriu-zise cu membrii filialei Giurgiu, liderii Partidului Conservator au răspuns întrebărilor presei. Președintele filialei Giurgiu a Partidului, Constantin Basangeac, spune că PC are atât la nivel național cât și la nivel local o echipă tânără, conservatorii promovând tinerii. Constantin Basangeac a explicat și scopul întâlnirii de joi. Scopul întâlnirii de astăzi este simplu. Am vrut să facem o manifestare la care să participe majoritatea membrilor noștri, să le transmitem un mesaj de îmbărbătare, dacă vreți să spunem așa, pentru alegerile ce va să vină. Sunt alegeri foarte importante, așa cum am văzut bine din legislaturile trecute, rolul președintelui este foarte important, trebuie să existe coeziune între guvern și președinte pentru ca România să aibă un progres real. Prezent la acțiunea de la Ateneul Nicolae Bălănescu, vicepreședintele Partidului Conservator, Codrin Scutaru, a fost întrebat de ziariști cum este privită organizația Giurgiu la nivelul conducerii centrale a partidului. Organizația de la Giurgiu și președintele Basangeac sunt o echipă inimoasă, oameni serioși, oameni care își pun fapta unde își pun cuvântul. Nu mi-au promis niciodată în discuțiile pe care le-am avut pe organizare în campania pentru europarlamentare decât ce au făcut. Și cred că în următoarea perioadă o să aveți o surpriză în ceea ce privește numărul de membri al acestei organizații. Sunt oameni, personalități din județ, din oraș, care vin către filiala Giurgiu. Vor fi anunțate chiar și în această campanie electorală pentru președinție. Și sunt convins că va fi una din filialele de referință din zona de sud. Un alt subiect abordat în întâlnirea cu presa locală a fost celebra ordonanță 55, conservatorii evitând însă să dea un răspuns concret întrebărilor legate de venirile sau plecările din partid ca efect al acestei ordonanțe.